Deci, de la filmul în urmă cu un an, doi, la Porțile Albastre, orașul pe care l-ați terminat și care a avut foarte mult succes, reveniți în cinematografie cu un film care, suntem siguri, va face mare succes pentru toate vârstele. Deci, cu toate pânzele sus, acum vă aflați la ce episod și ce filmați astăzi, acum, la Bufte. Acum suntem într-o secvență din cel de-al treilea episod, intitulat Bazarul deșertăciunilor și Omul Negru. Suntem chiar în decorul bazarului din Istanbul, bazarul mare din Istanbul. Sigur, este numai un moment al trecerii echipajului de pe lungul itineral care îl fac de la Sulina și până în Țara de Foc, în strâmtoarea lui Magellan. Mircea Mureșan, sunteți și co-scenarist? Da, împreună cu Alexandru Struțeanu și, bineînțeles, cu Radu Tudoran. El este autorul principal și al dialogurilor și al dramaturgiei, firește.